Din nefericire, pandemia de coronavirus a afectat și evenimentele din domeniul militar, drept pentru care, cum nu mai avem ce să filmăm o perioadă necunoscută de timp, am luat decizia să introducem în canalul nostru de YouTube o parte de, să zicem, radio. Bine ne-ați găsit, oameni buni și oameni răi! Sunt Alina Dobre și acesta este primul podcast Război, un plan mai vechi de-al nostru, concretizat de nefericitele evenimente prin care trece întreaga planetă. În acest episod vom parcurge împreună o știre cu Rusia, Turcia și mai ales sistemul de apărare antiaeriană S-400. Cu speranța că podcasturile vă vor fi pe plac și mai ales cu speranța că timpul liber ne va permite să fim activi pe partea de pseudo-radio Războiul, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să promovați episoadele audio prin share, pentru prieteni, pentru rețelele de socializare pe unde sunteți activi. Haideți să vedem, dar mai ales auzim despre ce este vorba în acest prim episod. Rusia și Turcia ar putea semna în scurt timp contractul pentru livrarea celui de-al doilea regiment cu sisteme de rachete sol-aer S-400. Anunțul a fost făcut de către Dmitri Shugaev, șeful Serviciului Federal al Rusiei pentru Cooperare Tehnico-Militară, în cadrul unui interviu pentru canalul de televiziune Rusia 24. Cred că vom semna al doilea contract în viitorul apropiat, iar aceasta implică participarea partenerilor turci în procesul de producție, a spus Shugaev. Oficialul rus a informat că discuțiile bilaterale au avut ca subiect principal o serie suplimentară de sisteme S-400, și că negocierile se află într-un stadiu în care toate detaliile tehnice au fost stabilite. Conform declarațiilor Shugaev, cooperarea cu Turcia va fi avantajoasă pentru ambele țări. Primul regiment de S-400 a fost deja livrat Turciei, iar militarii turci au fost între timp instruiți pentru operarea sistemelor. Shugaev a făcut un comentariu foarte interesant asupra subiectului, spunând: întrebarea acum este când va lua Turcia decizia de a introduce sistemele S-400 în serviciul de luptă. Aceasta este prioritatea. Rusia a anunțat în septembrie a anului 2017 că a semnat cu Turcia un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari pentru livrarea unor sisteme de rachete sol-aer tip S-400. Contractul prevedea furnizarea către Ankara a unui regiment de 2 batalioane de sisteme S-400, dar și un transfer parțial pentru tehnologia de producție către partea turcă. Turcia este prima țară membră NATO care a cumpărat acest tip de sisteme de apărare antiaeriană din Rusia, livrările de S-400 către Ankara demarând în luna iulie a anului 2019. Dacă ați avut răbdare și atenție până acum, vă ofer și un mic bonus, ceva despre S-400 și China. Primul client străin pentru sistemul rusesc S-400 a fost China, țară către care au fost deja livrate 2 regimente complete, despre care surse rusești au declarat că totalizează mai mult de 120 de rachete ghidate sol-aer din 2 tipuri. Prima tranșă de sisteme S-400 a fost livrată către China în primăvara anului 2018, această țară testând cu succes noile jucării în luna decembrie a aceluiași an. S-400 Triumph este cel mai avansat sistem de rachete sol-aer cu rază lungă, intrat în serviciul operativ al Rusiei încă din anul 2007. S-400 este proiectat să distrugă avioane, rachete de croazieră și balistice, inclusiv cu rază medie. Sistemul poate fi utilizat chiar și împotriva instalațiilor de pe sol. S-400 poate angaja ținte aflate la o distanță de 400 de km și înălțimi de până la 30 de mm. Atât în acest prim episod. Nu uita să ne sprijiniți cu un click pe butonul de abonare pentru a dezvolta comunitatea de pasionați care s-a dezvoltat alături de Războiul și în mediul YouTube. Am fost Alina Dobre, care vă mulțumește acum pentru audiție și vă urează pe episodul următor.